Dragii mei, textul care a fost citit prezintă moartea lui Samson. Am citit acest pasaj, dar vreau să vorbesc despre viața lui și moartea lui. Titlul mesajului este Samson și noi. Avem experiențe comune cu Samson. Și prezint câteva experiențe și asemănări între noi și Samson. Ce înseamnă numele lui Samson? Samson, fiul soarelui. Ce nume frumos, fiul soarelui. Cum se numește copilul tău, fiul soarelui? E nume fain. Dar știți că și Domnul Iisus are un nume asemănător? Domnul se numește soarele care răsare din înălțime. Slăvit să fie El. Ce nume frumos. Asemănare deja între nume. Numele lui Samson și numele lui Iisus. Fiul soarelui și soarele care răsare din înălțime. A fost un judecător în Israel. Judecătorii erau un prototip al lui Iisus, prefigurau pe Iisus, care va elibera pe popor din robia păcatului, judecătorii de sub robia vrăjmașilor. Sunt 4 capitole dedicate lui Samson în Biblie. 4 capitole pentru un om, cam mult. Deci în economia Bibliei să dedici 4 capitole pentru un om arată o însemnătate. Deși a avut greșeli, totuși este declarat erou al credinței. Uitați ce spune Scriptura în Evrei 11, la versetul 32 și 33 până la 34. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștrile vrăjmașe. Samson între eroii credinței. Vedeți, Biblia nu ascunde umbrele oamenilor. Avem lumini și umbre. Biblia este cartea adevărului. Vedeți, și la David prezintă lumini și umbre. Dacă ar fi fost o carte a minciunii, doar laude, laude, laude. Prezintă și umbrele și căderile lor. Samson, fiul soarelui. 7 experiențe comune, Samson și noi. Să vedem care sunt aceste experiențe. Prima experiență este experiența binecuvântării. Citim în Judecător 13 cu 24, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. În societatea contemporană am uitat noțiunea de binecuvântare. Să știți că la baza civilizației stă binecuvântarea. Uitați, noi am avut 3 fii, nu? Studiile științifice dovedesc la ora actuală, fără tăgadă, că omenirea, deci până la Noe, are 3 ramuri principale, de cei 3 fii al lui Noe și Noe. M-am rămas șocat de dovezile acestea. Noe a binecuvântat. Binecuvântarea a rămas peste copiii pe care a binecuvântat. Și ce a blestemat a rămas blestemat. Deci binecuvântarea stă la baza civilizației. Ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă Dumnezeu să te vorbească de bine. Vreți ca Dumnezeu să vorbească de bine? Vai de noi când Dumnezeu ne vorbește de rău! Uitați-vă în Biblie, când Dumnezeu vorbește de rău, rostește un blestem peste o națiune, peste o cetate, peste un om. Nu poate face nimic omul acela decât să se pocăiască. Dacă se pocăiește, schimbă. Dumnezeu să ne vorbească de bine. Pentru că ce vorbește Dumnezeu se împlinește. Copilul a fost binecuvântat de Domnul. De la nașterea lui Samson, fiul soarelui, a fost binecuvântat de Domnul. Iaebeț a dorit binecuvântarea. 1 Cronici 4, vedem povestirea lui Iaebeț. Iaebeț înseamnă trist. Maică s-a născut cu durere și s-a dat numele de trist. Și el n-a vrut să fie trist toată viața. Și a zis, nu vreau să mai fiu trist. Rugăciunea lui este în Scriptură.
cerut câteva lucruri de la Domnul. Dacă mă vei binecuvânta. Iaibeț a strigat, Doamne, vreau să mă binecuvintez. Eu sunt un om trist, dar vreau binecuvântarea Ta. Scrie acolo și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Dumnezeu i-a dat binecuvântarea. O cetate a primit numele de Iaibeț, o cetate a cărturarilor. Deci atât de puternic a ajuns Iaibeț că s-a dat numele unei cetăți. Tu mai ceri binecuvântare de la Domnul. Strigi, Doamne, binecuvântează-mă! Mai avem în noi Duhul lui Iacov. Iacov s-a luptat o noapte cu îngerul. Zice în Geneza 32 cu 26, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. O noapte, bătălie, agonie. Mai stăm în agonie, în rugăciune, Doamne, vreau binecuvântarea Ta mai mult decât orice. Sau nici nu mai pomenim în rugăciunile noastre. Dumnezeu să ne dea din nou înapoi focul de a dori binecuvântarea lui Dumnezeu. Extraordinar! Binecuvântarea lui Dumnezeu e temelia vieții noastre. La temelia vieții lui Samson a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Este această urare din Psalmi. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Noi vrem binecuvântare de la Creatorul nostru, care a făcut cerurile și pământul. Contează această binecuvântare. Știți când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, știți cum s-a înălțat la cer? Binecuvântând pe ucenici. În timp ce îi binecuvânta, a fost înălțat la cer. Așa că Iisus să ne binecuvânteze și pe noi. Să fie o dimineață binecuvântării. Deci prima experiență comună, Samson și noi, binecuvântarea. O aplicație practică. Să dorim într-un mod nou binecuvântarea în viețile noastre. Să plângem după binecuvântare. Este o vreme când e prea târziu să cer binecuvântarea. Sau a cerut prea târziu binecuvântarea, pentru că și-a vândut dreptul de întâi născut. Să cer binecuvântarea la momentul potrivit. Și Domnul care a făcut cerul și pământul să ne binecuvinteze. A doua experiență comună este Duhul Domnului. Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan. Păi în Judecător 14 cu 19 vedem că Duhul Domnului a venit peste el. Prin 14 cu 6, Duhul Domnului a venit peste Samson. Samson a sfârșiat un leu. Deci el n-a mers în lupta cu leul cu putere naturală. După ce Duhul Domnului a venit peste el, a putut să sfârșească acest leu tânăr care a venit înainte lui Samson mugind. Dragii mei, avem provocări în viață la care nu facem față cu puterea noastră naturală. Ispite, încercări, necazuri, probleme. Să nu credeți că Samson a biruit leul cu puterea lui naturală, ci că Duhul Domnului a venit peste el. Unii nu sunt atenți la asta. Când Duhul Domnului a venit peste el, atunci a biruit Samson leul. Nu știu care sunt lei din viața ta, care încearcă să te doboare. Nu știu care sunt lei care mugesc în viața ta, care caută să te înfricoșeze. Nu știu care sunt lei care vor să te muște. Dar ai nevoie de Duhul Domnului peste tine. Ai nevoie de Duhul Sfânt ca să biruiești orice leu din viața ta. Unii zdobărâți de lei din viața lor. De lei de amărăciune. Și ăștia sunt. Samson, după ce a venit Duhul Domnului peste el. Vedem de mai multe ori că Duhul Domnului vine peste Samson. În Vechiul Testament e diferită prezența Duhului ca Noul. În Noul Testament Duhul Sfânt locuiește în noi. În Vechiul Testament venea și pleca. Ce bine că suntem în perioada Noului Testament. Dar dacă tu ai sta în fața unui leu mugind, cât că ai intra într-un atac de panică. Leu mugind. Dacă Duhul Sfânt este peste tine, vei birui atacurile de panică. Dacă Duhul Sfânt este peste tine, vei birui orice frică. Știți de ce? Că Duhul Sfânt este Duhul curajului. Și mulți sunt paralizați de frică și de panică. De aceea avem nevoie ca Duhul Sfânt să reverse peste noi, să căpătăm curaj de a înainta în viață. Să înaintăm indiferent ce se întâmplă. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, ne-am prăbuși. Dar Duhul Domnului l-a ajutat pe Samson să biruiască pe acest leu tânăr mugind. Și cu altă ocazie, Duhul Sfânt a venit peste el în toate luptele lui Samson. Asta e un element foarte important în biografia lui Samson. Duhul Domnului venea peste el
Samson biruia. Când nu mai venea Duhul Domnului peste el, Samson era înfrânt. Deci diferența între biruință și înfrângere este Duhul Sfânt. O altă aplicație practică, să căutăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt. Să căutăm să fim botezați cu Duhul Sfânt. Să căutăm să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Să căutăm să rodim roada Duhului Sfânt. Să căutăm darurile Duhului Sfânt. Să căutăm să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să avem o relație corectă, o relație sfântă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Unii sunt indiferenți la Duhul Sfânt. Am pe Iisus, nu mă mai interesează persoana. Noi trebuie să fim echilibrați. Am fost botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Noi trebuie să avem relație corectă cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Nu trebuie neglijat nici Tatăl, nici Fiul, nici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus a avut o relație deosebită. Era Fiul lui Dumnezeu și a avut o relație deosebită cu Duhul lui Dumnezeu. Citim în Fapte 10:38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Deci Iisus a avut nevoie de Duhul Sfânt. Iisus a fost uns cu Duhul Sfânt. Atunci tu de ce neglijezi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? De ce neglijezi prietenia cu Duhul Sfânt? Samson a avut relația asta cu Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt venea peste el, biruia. Dacă vrem să avem o relație de biruință, viață creștină de biruitor, trebuie să avem o relație bună cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. A treia experiență comună, vorbesc de Samson și noi, este plăcerea. Judecători 14:3 spune Samson. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o căci îmi place. Dar, Samson, nu găsești în poporul lui Dumnezeu o fată potrivită? Trebuie dintre filisteni. Ia-o căci îmi place. Nu mă interesează că nu-i din poporul lui Dumnezeu. Mie îmi place. Plăcerea înaintea regulilor. Plăcerea înaintea principiilor. Plăcerea înaintea voii lui Dumnezeu. Plăcere sau hedonism. Secolul 21 este un secol axat pe plăcere. Ia-o că ce-mi place. Nu mă interesează ce zice Biblia. Nu mă interesează. Mie îmi place. Nu mă interesează ce zic părinții. Mie îmi place. Nu mă interesează ce zice biserica. Mie îmi place. Plăcerea, noul idol. Dragii mei, sunt plăceri bune și plăceri rele. Plăcerile bune sunt dar de la Dumnezeu. Plăcerile rele ne îndepărtează de Dumnezeu. Vedem că în grădina Edenului, citim în Geneza 2, 16 și 17, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri greșit. Poți să mănânci după plăcere. Vedem că Dumnezeu a dat plăcere. Plăceri permise. Doar un singur pom era plăcere interzis. Știți unii de ce nu vin la pocăință? Nu mai pot satisface plăcerile. Nu am nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu nu e împotriva plăcerii. Plăcerile permise de Dumnezeu. Din orice pom din grădină. O singură plăcere ți interzic. Noi trebuie să învățăm să trăim și cu interdicții la plăcere. Spune cuvântul Dumnezeu de plăcerile de o clipă ale păcatului. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci Dumnezeu nu e împotriva plăcerii. Dar sunt două tipuri de plăceri. Plăceri permise și plăceri interzise. Samson a ales o plăcere interzisă. Ia-o căci îmi place! Aici vedem această experiență de idolatrie în viața lui Samson. Idolatrie mascată. Adică plăcerea e pe primul loc. Nu mă interesează ce zice Dumnezeu. Aici vedem că Samson l-a pus pe Dumnezeu pe locul 2. Mie îmi place de această filisteancă. Avem plăceri care sunt pe locul 1 în viața noastră? E o plăcere permisă sau nepermisă? Dumnezeu să ne ierte pentru plăcerile nepermise. Iar plăcerile permise sunt un dar de la Dumnezeu pentru noi. În 2 Corinteni 12:10, Pavel prezintă o altă plăcere
neobișnuită pentru noi, șocantă pentru noi. Zice Pavel, 2 Corinteni 12 cu 10, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Foarte mult contează percepția despre viață. Cum a perceput Pavel prigonirile, defăimările? Simt plăcere, zice. Noi la o mică defăimare, nu mai vreau să slujesc în biserică, am fost defăimat. Nu mai vreau. Nu mai vreau să fac nimic, am fost defăimat. Rezistă la defăimare. Domnul să ne ajute să rezistăm. Da, ai fost defăimat. Și Hristos a fost defăimat. Du-te înainte. Deci Pavel, simt plăcere în defăimări. Mie mi se pare ceva șocant. Să simți plăcere în defăimări, în strâmtorări, în necaz. Dar Pavel avea o logică a plăcerii. De ce simțea plăcere în toate acestea? Pentru că spune, atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Adică în slăbiciunile mele, în durerile mele, Dumnezeu își poate arăta puterea Lui, slăvit să fie El. În 2 Timotei 3 cu 4 spune că în vremea din urmă oamenii vor fi iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Adică o religie formală. Credem în Dumnezeu, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Iubim mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Marea problemă în secolul 21 e problema plăcerilor, plăceri care pătrundă lumea religioasă. Și spune Pavel că vor iubi mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Dumnezeu va fi pe locul 2. Trebuie să facem distinție între plăcerile permise și nepermise. Să mulțumim Domnului pentru plăcerile permise, iar plăcerile nepermise să le oprim în viața noastră. Știi, este un cuvânt în ebraică, sela, înseamnă oprire, la psalm. Facem și noi un sela la plăcerile nepermise, oprire. Fiindcă nu s-a oprit Samson, vedem un șirac de durere în viața lui, și nu doar în viața lui, și în viața lui. Pentru că faptul că a fost dominat de plăcere, Samson a rănit și pe alții. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos. Matei 15 cu 5. Și din nou s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Domnul își găsea plăcerea în Iisus. Ne găsim și noi plăcerea în Iisus? Este Iisus plăcerea noastră? Este Iisus plăcerea numărul unu a vieții noastre? Se aude și în inima noastră această voce? Iată, Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Găsesc plăcerea mea. Așa plăcerea noastră să fie Iisus. Iisus e cel mai frumos dintre oameni. Este cântecul acela care spune, ești cel mai frumos. Hristos e cel mai frumos. Pe cruce a fost, toată urăciunea lumii a căzut peste El. Iisus este Sfânt, este Mântuitor, este Mirele nostru. Are toată puterea în cer și pe pământ. E plin de strălucire. Dacă ne uităm în Apocalipsa, în capitolele 4 și 5, vedem că tot universul îi cântă, Doamne, vreau să fii Tu plăcerea mea. Hristoase, vreau să fii Tu plăcerea mea. Să ne găsim plăcerea în Iisus. Dacă ne găsim plăcerea în Iisus, se ordonează și celelalte plăceri. A patra experiență comună, vorbesc de Samson și noi, este rugăciunea. Judecător 15, 18 și 19, vedem că a strigat către Domnul. Cum adică a strigat către Domnul? Era foarte însetat. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului Tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cadă în mâinile celor înătăiați împrejur? Dumnezeu a despicat crepătura stâncii din lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a rămit izvorul acela în Hacore. Rugăciunea ta poate deschide poarta minunilor. Această apă din stâncă, izvorul în Hacore, știți ce arată? Că Dumnezeu poate face minuni și astăzi. Nu cădeți în necredință! Sunt creștini care nu mai cred în minuni. Sunt unii care au și elaborat o teologie că minunile au murit. Ce zice teologia asta? În secolul 1, când s-a încheiat canonul Noului Testament, minunile au încetat. Minunile n-au încetat. Dumnezeu face minuni și astăzi. Dragii mei,
Ai tu această credință că rugăciunea ta are putere? Rugăciunea lui Samson a avut putere. Dar a mai strigat și altă dată. Judecător 16:28, textul citit. Samson a strigat din nou: Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, dă-mi putere. Rugăciunea lui Samson credea în rugăciune. Asta era partea lui bună, partea lui pozitivă. Credea în puterea rugăciunii. N-a văzut apă deloc. A zis: Doamne, mor de sete, dă-mi apă. Domnul i-a dat apă din stâncă. Nu știu ce stâncă trebuie să desfice Domnul pentru tine, dar crede că Iisus poate interveni în situațiile tale. Poate despica orice stâncă din viața ta. Dumnezeul nostru este atotputernic. El face minuni și astăzi. Face minuni și astăzi, dragii mei. Intervine și astăzi în problemele noastre. Samson era omul rugăciunii. În cele mai negre situații, credea că Dumnezeu poate interveni. Și când a fost orb, și când avea ochi, s-a rugat, Dumnezeu l-a ascultat. Și când era fără ochi, Dumnezeu l-a ascultat. Și știa că a greșit. Samson, și după greșeala lui, încă s-a rugat. Mă întristează când unii nu se mai roagă. Și nu unul mi-a zis: nu mă mai pot ruga. Din biserică. Nu, dar de ce nu te mai poți ruga? Am greșit. Dacă am greșit, nu mă mai ascultă Dumnezeu. Adu-ți aminte că pe Samson l-a ascultat Domnul și după ce a greșit. L-a ascultat Domnul. Știți de ce? Că Domnul e bun. De aceea ne ascultă. Nu te opri din rugăciune că ai greșit. Continuă să te rogi și îndreaptă-ți greșeala. Nu te opri din rugăciune că ai greșit. Să te bazezi pe bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu pe meritul meu mă ascultă, că am greșit sau nu am greșit, ci mă ascultă în numele lui Iisus, ci pe baza bunătății lui. Deci să nu fie niciunul dintre noi care să spună: nu mă mai rog că am greșit, nu mă mai pot ruga că am greșit. Un exemplu pentru noi este Samson. S-a rugat și după ce a greșit și Dumnezeu l-a ascultat. În privința rugăciunii, vedem pe Corneliu, care nu era creștin, Fapte 10:4, s-a rugat și îngerul i-a zis: rugăciunea și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a dus aminte de ele. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Încă un exemplu de un om care nu era credincios cu adevărat. Era temător de Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. Cu atât mai mult pe noi care credem în Domnul Iisus Hristos. În Iacov 5:17-18 este prezentată rugăciunea lui Ilie. Ilie era un om supus la același slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu străință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. S-a rugat cu stăruință 3 ani și jumătate. 3 ani de stăruință. 3 ani și jumătate de stăruință și Dumnezeu l-a ascultat. Dragii mei, în rugăciune trebuie să avem stăruință. Te-ai rugat pentru un copil al tău care nu-i întors la Domnul și apoi nu te mai rogi. Să te rogi până mori. Amin? Pentru copiii trebuie să ne rugăm până murim. Te-ai rugat pentru o experiență cu Duhul Sfânt și n-ai avut-o. Să te rogi până vei avea. Deci rugăciunea stăruitoare contează. Dumnezeu să ne facă stăruitori în rugăciune. Iisus avea o viață de rugăciune. Citim Marcu 1:35, că a doua zi dimineață, pe îngădarea întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, se ruga acolo. Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, prețuia rugăciunea. Și apoi noi să nu o prețuim. A cincea experiență comună, Samson și noi, deschiderea inimii. Și-a deschis toată inima față de ea, Timon Judecător 16, față de Dalila, și-a deschis toată inima. Să fim atenți la cine deschidem toată inima. Aici e problema. Suntem uneori foarte naivi. Ne deschidem inima cui nu trebuie. Domnul Iisus ne-a avertizat să nu vă aruncați mărgăritarele voastre înaintea. Dalila a intrat cam în categoria aia. Că pentru bani a trădat. Bani mulți, de vreodată, nu pentru puțin. Samson și-a dat inima Dalilei și a deschis toată inima înaintea ei și Dalila a trădat. În fața cui îți deschizi inima? Sunt oameni la care nu avem voie să ne deschidem inima, sunt oameni la care avem voie să ne deschidem inima. Dumnezeu să ne dea discernământul. Să nu dăm mărgăritarele înaintea porții, să nu facem ceea ce Dumnezeu nu vrea.
Nu ne deschidem tainele, trăirile, cui nu trebuie. Nu te poți deschide înainte oricui. Vai de tine dacă te deschizi înainte oricui. Iisus zice, nu aruncați mărgăritarele. Adică nu vă deschideți inima. Dacă avem acest discernământ, vom fi păziți. Și-a deschis inima, deschiderea asta inimii. Vedem că și-a deschis inima și față de alta, în judecături 14 cu 16. În ziua 7-a, i-a dezlegat-o că cel necăgea. Uneori ne deschide inima în fața frumuseții. E frumusețe. Zice în Proverbe 6:25, nu pofti inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Zice, nu pofti inima ta. Adică noi nu trebuie să spunem la ceva frumos că nu e frumos. Da, e frumos. Dar nu-mi deschid inima față de frumusețea care nu trebuie să-mi o deschid. Mai sunt alți oameni care au inima nu deschisă, ci înfrântă. Psalmul 34:8 ce spune, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. Și dacă sunt astăzi prezenți oameni cu inima înfrântă, Dumnezeu să atingă de inimile lor. Și în fața Domnului să se deschidă. Să spui Domnului ce te doare. Să spui Domnului ce ți-a frânt inima. Și Domnul să intervină în cauza aceea. Domnul a deschis inima Lidiei. Citim în Fapte 16:14. Domnul a deschis inima, nu Pavel. Pavel n-avea cheie să deschide inima Lidiei. A șasea experiență comună este orbirea. Judecător 16:21, filistenii i-au scos ochii. La judecător, la omul care a fost binecuvântat de Dumnezeu, chiar dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, chiar dacă ai avut experiență cu Duhul Sfânt, dacă ești neascultător de Domnul, poți să ajungi orb spiritual. Samson a ajuns orb fizic. Iisus a avut grijă de orb. Citim despre orbi aceia în jurul Ierihonului, care strigau, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi! Orbii pot să strige și astăzi. Dar Iisus Hristos a fost foarte critic la adresa orbilor spirituali. Citim în Matei 23:16. Vai de voi, povățuitori orbi! Acum ceva foarte dur, Matei 23:7. Nebuni și orbi! Care este mai mare? Aurul sau templul care sfințește? Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altceva? Fariseu orb, curăță mai întâi partele într-o bridurii. Matei 23, vedem că Iisus este foarte critic la adresa orbilor care credeau că văd. Că dacă ești orb și îți dai seama că ești orb, înseamnă că ai șanse. Dar dacă ești orb și ești mândru și zici că vezi, vai de tine, nu cumva ești acel fariseu orb, nu vreau să zic. Să repet ce a zis Iisus. Orbi și nebuni, dar de multe ori suntem așa. Să vedem prima categorie de oameni pe care îi consideră orb. Apostolul Ioan, 1 Ioan 2:11. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umbră în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ura îți orbește ochii. Ura de frate. Uneori vedem în familie. Fratele urăște pe fratele, sora își urăște sora, copiii își urăsc părinții. Ura, zice Ioan, că îți orbește ochii, îți umbli în întuneric, ești orb spiritual. Astăzi să se atingă Domnul de ochii tăi. Era o biserică care era, o biserică întreagă era orbă, biserică de la Odiseea. Zice Domnul Iisus, nu știi că ești orb, ticălos. Te sfătuiesc să cumpri de la mine doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. O biserică întreagă era orbă. Erau orbi. O biserică de orbi. Spiritual erau orbi. Pentru că ei nu aveau pe Iisus. Iisus se zicea, eu stau la ușă și bat. Iisus era afară, aveau ei altceva înăuntru. Orbire, experiență comună. De Samson și noi. Samson a rămas orb toată viața. Tu poți în această dimineață să scapeți vederea. Doamne, dă-ne doctorie pentru ochi și unge-ne ochii să vedem. Unge-ne ochii, Doamne Dumnezeule. Și ultima experiență este experiența puterii. Judecător 16, vedem. Dumnezeu le dăm putere numai de data aceasta. Era un Samson orb, un Samson slab, un Samson zdrobit. Și a zis, dă-mi putere, Doamne. Chiar dacă ești așa, slab, zdrobit, orb spiritual, strigă după putere. Doamne, dă-mi putere.
Putere, avem nevoie de putere să răzbim în viață. Puterea vine de la Dumnezeu. Spune în faptul nu că o veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori. Avem nevoie puterea de a fi martori. În Luca 10:19 se spune altă putere. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerci și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu m-a putea vătăma. S-a rugat Pavel, Dumnezeu să ia durerea, țepușul. Știți care a fost răspunsul Domnului în 2 Corinteni 12? Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Harul meu ți este de ajuns. Iisus învăța ca unul care are putere. Prezentat câteva experiențe comune între Samson și noi. De la binecuvântare până la putere. Viața lui Samson se aseamănă uneori cu viața noastră. Succesele și căderile noastre. Iisus este soarele care răsare din înălțime. Saul este fiul soarelui care a apus. Haideți să ne ridicăm în picioare. În ce domeniu ai nevoie de pocăință? În domeniul plăcerilor? Este Hristos plăcerea numărul unu a vieții tale? Zic ca Domnul să te ierte. Te simți fără vlagă ca și Samson? Și ai nevoie de apă vie? Doamne, dă-mi apă vie pentru viața mea, că mă usuc, Doamne, spiritual mă usuc, dă-mi apă vie. Domnul poate să crape stânca pentru tine, poate să strâmbă la rugăciune. O, te simți fără putere? Doamne, dă-mi putere. Vreau să termin cu această idee a Duhului. Vrei să fii biruitor? Duhul Sfânt să fie peste tine. Amin.